Acestea sunt imaginile cu șoferul prins băut la volan. Camera de luat vedere a surprins momentul în care bărbatul frânează și după ce lovește cu mașina o bordură, oprește. La scurt timp după acest incident, polițiștii l-au oprit în trafic și au pus etilotestul, care a arătat o alcoolemie de 0,76 mg alcool în aerul expirat. Adus la sediul poliției Orșova după audierii, s-a comunicat că nu mai are dreptul să conducă, moment în care bărbatul, supărat de vestea primită, l-a lovit pe polițist. După emiterea tuturor actelor și în momentul în care persoana în cauză a aflat că nu mai are dreptul de a conduce vehicule, atunci s-a supărat și la ieșirea din birou a reacționat prin surprindere și l-a lovit pe colegul nostru cu un pumn în față. Polițistul a ajuns la urgența spitalului din Orșova pentru că avea nevoie de îngrijiri medicale. S-a prezentat la camera de gardă un polițist care prezenta la nivelul ochiului stâng tumefiere, durere, afirmând că a fost agresat cu pumnul de către un cetățean care fusese adus anterior la camera de gardă pentru recoltare de alcoolemie. După ce au făcut dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, polițiștii au sesizat parchetul și pentru ultraj. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiuni de conducere unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. De asemenea, a fost sesizat parchetul de lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin sub aspectul săvârșirii infracțiuni de ultraj. Se întâmplă din ce în ce mai des ultraje împotriva polițiștilor și se constată riscul la care sunt expuși permanent polițiștii. Este un caz, ca multe cazuri în ultima perioadă de timp, ultrajele s-au înmulțit, nu trebuia să se întâmple. În această situație, instanța a hotărât ca bărbatul să fie plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile pentru că are probleme medicale.